Maratonul vaccinării în județul Călăraș începe în data de 31 mai, ora 8 dimineață și se încheie pe data de 1 iunie, ora 20. Persoanele interesate sunt așteptate în centrele de vaccinare deschise în municipiul Călăraș, în sediul fostului INL din strada Speranței, numărul 4, și la școala gimnazială numărul 11, Tudor Vladimirescu, iar în municipiul Oltenița, la centrul de vaccinare deschis la școala gimnazială Mircea Eliade. Pentru imunizarea populației vor fi folosite vaccinurile Pfizer și Johnson & Johnson la centrul de vaccinare deschis la INL și doar Pfizer în celelalte centre.